În acest an, la 15 august, se vor împlini 150 de ani de la Marea Sărbare organizată la Putna, unde au participat personalități de marcă ale culturii române, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Ioan Slavici, Ade Xenopol. La sărbarea organizată în 1871 au participat 3.000 de români, peste 3.000 de suflete din Dobrogea, aflată în Imperiul Otoman, Basarabia, aflată în Imperiul Rus, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, toate aflate în Imperiul Austro-Ungar, dar fiecare cu un statut diferit s-au rugat pentru un ideal comun la mormântul lui Ștefan cel Mare. S-au împlinit 400 de ani de când domnul Moldovei, Ștefan Voievod, cel drept ne-a atârnat, a înălțat acest sfânt lăcaș și s-au năpustit peste noi, oarde și năvăritori, din toate olaturile lumii. Dar flacăra aceasta, nestinsă în vecie, neadormită de-a pururi, va rămâne. Ea urcă arzând în inima neamului nostru. Luceafărul românilor, făclie în eternitate, părinte Iraclie. Căci bădie Mihai, cum venire se făcură toți o apă și un pământ? Voi, ce veți fi cu credință, voievozi în scaunul gândirii românești, și cei ce după voi vor veni, domni împământeniți ai sufletului nostru, sunteți datori să țineți mereu trează flacăra marelui Ștefan. 150 de ani de la sărbarea de la Putna 1871 vor fi marcați prin evenimente de amploare organizate de Consiliul Județean Suceava împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin Mănăstirea Putna, alături de Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina, Biblioteca Bucovinei Ighespiera, precum și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Programul nu este încă definitivat, însă va cuprinde activități aniversare, desfășurate atât pe 15 august, când va fi organizată o sărbare aniversară care să reamintească de sărbarea de la Putna 1871 și un congres studențesc aniversar, cât și pe durata întregului an. Vor avea loc manifestări culturale, științifice, vor fi realizate concursuri naționale pentru tineri, publicații, materiale cu tema aniversării, album aniversar, efigii din bronz ale organizatorilor sărbării de la Putna, expoziții în care vor regăsi o serie de exponate prezentate în premieră publicului, reconstituirea drumurilor către Putna, parcurse la acea vreme de Mihai Eminescu și de Ciprian Porumbescu. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, o serie de activități desfășurate la Mănăstirea Putna se vor regăsi sub înaltul patronaj al Academiei Române și al Patriarhiei Române, iar manifestările vor avea un impact internațional, urmând să se realizeze un album aniversar dedicat primei sărbări a românilor de pretutindeni, Putna 1871. Publicații și materiale audio-video pe tema aniversării a 150 de ani de la sărbarea de la 1871 și a luptei pentru unitatea românilor. Anul trecut, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi a decis să organizeze în 2021 împreună cu Mănăstirea Putna o reeditare a Marii Sărbări de la Putna și a Congresului Studenților Români de Pretutindeni organizate în 1871 la inițiativa lui Mihai Eminescu.